Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Prindere Irina. M-am gândit să mai pun 3 jetoane în joc. 3 jetoane în joc, nu 2. 3 jetoane în joc, da. Bun. Trebuie să fiți atenți pentru că am niște ghicitori pentru voi. Ai înțeles. Ghicitor, mă. Știu și eu 3 ghicitori marcilate. Pentru fiecare ghicitoare aveți la dispoziție 10 secunde să dați răspunsul. Păi, dar cine să scrie 10? Cine a răspuns corect, câștigă un punct. Pregătiți? Da. Ce roată nu se mișcă atunci când o mașină virează la dreapta? Start! Rezerva. Spate. Și tot în spate. Spate! Bravo, Cătălin! Bine, tăticu! Când eram mititel așa, citeam mult și făceam integrame. Cine te îngână, dar nu te superi? Dar nu te superi. Cine te îngână, dar nu te superi? Nu te superi. Stop! Nevastă! Tu ce zici, papagal. Papagalul? Ecoul. Punct la Cătălin. Orice zi ar avea integrame, eu trebuia să... Nu, eram campion mondial și îmi plăceau foarte, foarte, foarte mult ghicitorii de alea mici. Cine are urechi, dar nu aude? Cum, mă? Gândiți-vă bine, cine are urechi, dar nu aude? Scârlătesc cu câteodată. Stop! Bă, nu crecea! Au trecut! Arătăm. Acul, Cătălin, surdul, Florin, Ioc. Răspuns corect, Florin. Răspuns corect, Cătălin. Urechi, nu ureche. Urechi. Urechi. Cum, mă? Cine n-are urechi? Păi n-are să audă cine n-are urechi să audă. Eu m-am gândit că și Bunte ar putea fi bun, că n-are 2 copii acasă și l-a tot spus tot felul de anecdote. Ce merge, dar poate fi și întors, dar stă pe loc. Stop. Ceasul. Ceasul? Sorin? Sorin? Ce-ai scris, mă? Ce-ai scris? Șurubul! Ghicitorii de ghicitorii am avut. Acu, scrie Acu! Uite, bă, Acu! Te rog frumos, scrie Acu pe net! Da, e pe net! Fii atent, zice așa! Cine are urechi și nu aude cu ele? Răspuns, Acul! M-am enervat, am intrat pe net, m-am uitat și le-am arătat. Acul, asta e ghicitoarea cu Acul, nu că e surdul. Bănene scrie Acul. Și tot degeaba, tot lui Scărlătescu i-a dat. Am obosit, atâta cear. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.